Bună ziua tuturor, bine am revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube, Alex Turcu. După cum bine am mai vorbit și în trecut, am spus că la orice discuție sau orice altercație sau tot felul de chestii legate de mine o să răspund. Nu o să mai tac și nu are rost să tac, pentru că dacă taci, am văzut că nu este bine. Bun, legătura este în felul următor. Am văzut foarte multe mesaje și am primit unele secvențe din emisiune, având în vedere iubirea lui ăsta, blondul ăla, care a fost vopsit doar o dată și acum și-a revenit, Gabriel, sau Gabriela, cum vreți să-i spuneți, și cu persoana nispită, ela, care s-a dus în emisiunea să-și găsească iubirea, dar se pare că nu prea vrea să se asocieze cu nimeni pe acolo, decât cu domnul Jador, pentru că are niște urmăritori și că o ajuta și pe ea în mediul ăsta online. Mai câștiga așa un ban pe acolo, na. Asta este, fiecare cum știe. Ce vreau să zic? Vreau să zic că fata asta a încercat și cu mine tot felul de gesturi, chestii. După cum am văzut, i-a spus Andreea Poroi, i-a spus direct că bă, vezi că a încercat o chestie referitoare de genul ăsta cu ispitirea și cu Turcu, dar vezi că nu prea ți-a mers. Păi nu i-a mers de ce? Pentru că eu din prima m-am prins ce vrea să facă. Ea nu este în casa aia să își găsească pe cineva, să-și găsească iubirea sau ceva de genul ăsta. Ea are tot un cap făcut, doar atâta, rol de ispită, rol să facă materiale, să aibă ce să discute și lumea să vorbească despre acest subiect. Înțelegeți? Cam asta e vorba. Dar îmi pare bine că v-ați cam prins de care-i treaba acolo și este ok. Că lumea nu e așa naivă după cum se credea. Mai ales de oamenii din casă. Și ce a încercat să-i facă lui Gabriel ăsta? A jucat cu el și a făcut două, trei materiale, l-a folosit ca o jucărică, că ăla nu mai e în grup. E băiat, nu mai e în grup, are curaj. Când a venit prima dată era un lingău, toată lumea, bă, frățioare, numai așa pe lângă toți, facem și noi o poză, facem și noi ceva, o mamă cu follow-uri, cu alea, terminat. Ce să zic mai mult, a lucrat pe, nu știu unde a lucrat, la market și a venit la puterea dragostei, credea vedetă. Bă, în halul ăsta, bă, în halul ăsta am ajuns, bă, fraților. Dar asta e lumea, lumea e cu două fețe, lumea este perversă. Foarte urât, foarte urât, dar n-ai cum să te plângi când tu nici nu crezi sau poate crezi că a plăcut-o pe fata asta, Diana, dar nu știu ce să zic, și fata aia și-a bătut joc de el. L-a umilit în ultimul hal, cum să-i spui tu, în primul rând, că nostru Ferni era mai fort, îți dai seama, decât lingi-blige ăsta, Viorica. Viorica zis Gabrielica. Gabrielica se plânge că i-a stricat relația, ela, că el a fost divină. Păi el a normal, bă, frate, că ea și-a făcut treaba cu tine, te-a folosit și tu ai pus botul. Tu ai pus botul. S-a jucat cu tine și a făcut materialele de pe tine și ai fost doar un obiectiv, atâta tot pentru ea, să facă două, trei subiecte de material, să aibă ce discuta lumea, în casă. Pe ei a terminat faptul ăsta că noi am plecat din emisiune, vă dați seama că nici nu mai vreau să discut despre chestiile astea de emisiune. Dacă nu ești băgat în subiect și ești băgat undeva, nu ai cum să stai așa și să nu spui nimic. În fine. Faza în felul următor. Noi când am plecat, ne-am stricat toate combinațiile oamenilor de acolo. Au început să certe între ei, au început să-și facă tot felul de vorbe, tot felul de șerpării care sunt ei obișnuiți. Ei se dădeau tovarăși, după cum bine ați văzut. Era mare prietenie, mare frăție între ei. Dar după s-a văzut totul, lumea și-a dat arama pe față. Și karma nu doarme, karma nu doarme. Lăchioșii ăștia care sunt acolo în emisiune, Marius ăla și cu Gabriel ăsta, o să le întoarcă astea cu vârf și îndesat. Ați văzut, lui Marius s-a asociat în grupul ăsta, Doi Dinți. Să face acum o nouă intrare în grupul Doi Dinți. Dar săracul de Marius nu mai are Doi Dinți. El e colț. Direct, colț. Așa îi zice lumea mai nou am văzut. Dar na, mai bine îi spuneți colț alb. Să o dăm și un pic în povești. Băcat că nu o să ai soarta lui colț alb tu niciodată. Cât de pervers ești, și perversitatea e în tine,
Nu o să faceți nimic acolo, vă zic eu. O să vă mâncați între voi și o să vă faceți mai tare de război oamenilor. Și încă ceva, iubirea asta dintre Gabriel și Diana a fost un teatru de 2 lei, să vă zic sincer. Ați crezut că o să dați marele boom în emisiune, ați crezut că o să câștigați acolo 10.000 de euro, că o să rupiți tot în aer, rating, tot. Bă, fraților, s-a văzut de la o poștă, chiar ați forțat, de aia și râdeam, de muream acolo, muream cu Cătălin de râs. Se vedea, frate, de la o poștă, că sunteți fake-uri, se vedea că sunteți forțați, sunteți împinși și de ceilalți. Mai ales de tărăturile alalte, care sunt alte fake-uri, alte trompete de oameni, că altceva nu sunt aia de acolo. Bă, și nu te ține nimeni cu forța acolo, cu pandemie, nepandemie. Eu am plecat când era stare de urgență acasă, bă. Era stare de urgență și dacă am vrut să plec, am plecat. Nu vă ține nimeni cu forța. Dom'le, că nu mai rezist, că nu mai suport. Păi normal, bă, fraților. Voi sunteți niște muritori de foame acasă. N-aveți ce face acasă. Stați acolo, mai culegeți și voi un bănuț, mai culegeți și voi ceva. Acasă ce faceți? Muriți de foame. Unde? La Shop & Go să vă băgați? În altă parte n-aveți unde. Dar nici acolo nu vă bagă, că nu vă place nici treaba, nici nimic. Vă place doar intriga și bășcăleala asta de 2 lei și minciuni de astea, stil doi dinți, stil Boschito, că altceva nu poate să fie. Venim puțin și la subiectul ăsta cu ăla, mai ales ce a încercat ea să facă cu mine, după aia a încercat să facă și cu alți băieți, dar v-am spus, eu mi-am dat seama din prima ce a vrut să facă. Oricum, eu m-am zis, ea e acolo numai să-și facă intrigi, să-și facă subiecte și mereu o să încerce asta. Chiar și gesturi de 2 lei, de exemplu să așeze lângă tine sau tot felul de tertipuri care să creeze conflicte. Pentru că dacă nu sunt conflicte în acea emisiune, nu este rating, nu se întâmplă nimic acolo. Acolo trebuie să fie ceartă, trebuie să se întâmple una alta, acolo dacă nu există ceartă, nu există puterea dragostei, ați înțeles? Și producția asta încurajează și asta cred că și informează pe concurenții de acolo, mai ales pe unii dintre ei sigur informează să facă tot felul de chestii și tot felul de certuri și de discuții care atrag public, mai ales. Bă, atât am vrut să vă spun astăzi și am uitat să vă zic și cu faza cu banderolele. Ai o mare vrăjeală. Dom'le, că dacă avem banderole, nu putem să plecăm și nu știu ce. Poți pleca. Dacă e banderole și dacă nu. Dacă vrei, pleci oriunde. Chiar dacă a fost pandemie, știu ce a fost tare de urgență, tot am plecat și colegii mei la fel. Și să mai facem o mică paranteză. Mică paranteză. Că ei am văzut că îmi dau tot felul de exemple negative și exemple... Că noi ăștia care eram mai sportivi așa, făceam mai discuții și nu mai acte violente. Păi cum să faci când am plecat de acolo și se întâmplă mai rău decât era înainte? Și ce am văzut acum în emisiune n-am văzut în viața mea așa ceva. Și o să ajungă foarte rău. O să ajungă foarte rău ce acolo. Și înșerpăria care este. Eu zic să plecați cât mai aveți timp, cât mai aveți ceva în creierul ăla și cât mai aveți de bun simț. Minimul care poate nici ăla nu este, dar măcar să-l salvați pe ăla care nu există. Că altceva nu o să aveți ce face afară, deci o să ieșiți afară și la Shop & Go nu o să vă mai duceți. O să trebuiască să stați ca doi dinți după aia. Să faceți donații pe internet, să vă dați milionari. O să trebuiască să fiți cerșători din ăștia pe net. Că altceva n-aveți ce să faceți. Atât am vrut să spun despre faza asta cu certurile, cu tot felul de intrigi, cu marea iubire, că i-a stricat el la dragostea cu Gabriel și Diana. Bă, fake. Fake la puterea N. Deci altceva ce acolo nu mai fake. Nu vă mai faceți vise, bă, ăștia telespectatorii, pentru că totul este un fake acolo. Nu mai credeți nimic din ce emisiunea, ce conține, ce se întâmplă. Nu credeți nimic. V-ați făcut degeaba fani activi sau ce sunteți voi susținători pe anumiți concurenți, pentru că nu și are rostul. Atât am avut dispus, acum chiar închid și mulțumesc că ați urmărit acest vlog. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un subscribe și apăsați pe clopoțel. Vă pup și revenim cu un alt vlog.